Mai domnul consilier, este un proiect de hotărâre care nu ascund că am mai avut câțiva parte din domnii consilieri. Vreau să vă aduc aminte că noi am votat acest proiect de hotărâre practic la aprobarea bugetului în luna ianuarie, în care am confirmat la orașul Laval, care suntem înfrățiți, că vom organiza în acest an Târgul de Crăciun la Laval. Acolo este o tradiție, orașul înfrățite, prin rotație, an de an, dispune la dispoziție orașul în care organizează Târgul de Crăciun. Deci noi am aprobat această sumă la bugetul cultural, la aprobarea bugetului local în luna martie când a fost. Am comunicat celor de la Val că venim să organizăm în acest an Târgul de Crăciun de partea municipalității. Sigur, această sumă de 1 miliard de lei este o sumă maximală. Dacă împărțim 1 miliard de asta la, nu știu, să facem euro, 20.000 de euro și împărțim la 50 de oameni de acolo, trebuie o sumă minoră de persoană. Așa pare o sumă mare la prima vedere. Sigur că noi acolo mergem să promovăm Bucovina, așa cum am spus, până la urmă, capitala Bucovinei este municipiul Suceava. De aceea avem nevoie să intrăm în parteneriat cu asociații care, mă rog, reprezintă produse în Bucovina, pentru că așa se obișnuiește, acolo mergem și prezentăm produsele noastre, obiceiurilor, am luat Ciprian Porumbescu, pentru că este cel mai reprezentativ din Suceava, și, bineînțeles, meșterii populare, la fel obiceiuri, tradiții și alte lucruri legate de sărbătorile de iarnă. Eu zic că este un proiect care onorează municipiul Suceava, mai ales că noi am confirmat la Laval că venim. Suma de 1 miliard este o sumă maximală și sigur că am înțeles că se dorește să aducă amendamente, foarte bine, v-aș ruga să-l votați într-un fel sau altul. De ce? Pentru că este necesar să închiriem autobuz, să cumpărăm bilete de avion care merg cu avionul, să facem celelalte achiziții. În măsura în care nu se întâmplă astăzi acest lucru, în luna noiembrie deja este prea târziu, pentru că la începutul lunii decembrie se pleacă la Laval. De aceea eu încă vă spun, și eu am fost acolo și vă spun că nu voi participa în acest an, că am și probleme personale, nu pot să merg, dar este bine să mergem să reprezentăm cu cinste municipii acolo, pentru că este o colaborare bună pe care o avem cu orașul Laval și am confirmat, acolo orașul Laval este înfrățit cu alte încă 20 de orașe în toate continentele lunii. E bine să nu ne facem de râs pe românești. Mai departe, sigur, amendamente se pot face, discuții pot avea loc, dar ca să mă justific produs în Bucovina, de ce? Noi suntem parteneri și alt proiect european, piețe tradiționale. Dacă suntem produs în Bucovina, sigur că majoritatea produselor în Bucovina nu sunt municipiul Suceava, din păcate, sau parte din ele sunt în municipiul, altele sunt în zona Bucovinei, în zona rurală, în alte orașe din Bucovina. Fi de altă parte, așa cum am spus, Ciprian Porumbescu este ansamblu care ne reprezintă pe noi, cei din Bucovina, cel mai bine.